cine știe, poate mergem să o vizităm și pe Mara Ștefania. Ce spuneți, copilași? De ajuns am ajuns, dar hai să vedem cum intrăm în curte. Primiți cu Colinda! Surpriză! La mulți ani, România! Salutare și bine v-am regăsit la un nou... Video! Video! Astăzi vrem să mergem să cumpărăm... Ce vrem să cumpărăm? Niște decorațiuni de Crăciun! Dacă mami ar vrea să mergem la... Jumbo! Odin ar vrea să mergem la... Jumbo! Erica ar vrea să mergem la... Jumbo. Iar eu vreau să merg undeva de unde să pot cumpăra luminițe pentru a decora casa, decorațiuni pentru Crăciun și toate cele necesare pentru a decora frumos Crăciunul. Așa că va trebui ca abonații să decidă în ce loc vom merge astăzi să facem cumpărături pentru Crăciun! Yeah! Și iată-ne ajuns într-o intersecție mare! Sunt ceva politicieni în stânga, iar în dreapta Roman și Mosca! Așa că vom suna pe primul nostru abonat de pe Instagram. Deci prima este o fată, o cheamă Florentina și haideți să vedem. Alo, salut! Salut! E un băiat, nu e o fată. Salut, am crezut că o să vorbim cu o fată. Cum te cheamă? Andrei. Deci, Andrei, fii atent. Avem nevoie de ajutorul tău să ne spui în ce direcție să mergem. Noi suntem acum într-o intersecție și vrem să știm dacă să mergem la stânga sau să mergem la dreapta. Ia spune. Unde? La dreapta. La dreapta. Ok, atunci... Vom merge la dreapta. Mulțumim mult, Andrei, pentru Mulțumim. Ajutor. Mersi mult. Gata, te lăsăm, te salutăm. Pa, pa. Deci, ce facem? Mergem la dreapta. Mergem la dreapta, pentru că, din păcate, așa ne-a spus Andrei, să mergem la dreapta. Eu vroiam la sucheaba, la geam. Erica, asta este. Mergem către Roman. Și la intrare Roman, mai vedem noi ce facem. Dacă mai sunăm un alt abonat și vedem, ne oprim în Roman să facem cumpărături și să plecăm mai departe, da? Păi, putem, la Roman nu știu unde am putea face cumpărături. În afară de Dereman, în altă parte nu știu unde am mai putea face cumpărături. Eu vreau la Jumbo. Știu că la Jumbo. Jumbo. O să vedem ce o să decidă abonații. Așa că, hai să mergem la drum. Iată că suntem la intrarea în Roman. Și în față avem Dedemanul. Întrebarea este: rămânem la Dedeman sau mai sunăm un abonat de pe Instagram? Ce facem? Mai sunăm un abonat. Mai sunăm un abonat? Da. Bine, hai să mai sunăm. Scopul tău de bază este să ajungi unde? La Jumbo. Hai să mai sunăm oricum. În Roman nu există Jumbo, Erica. Eu nu înțeleg ce vrei. Luăm tot așa aleatoriu sau sunăm unul dintre fanpage-urile noastre? Hai să sunăm pe cei care sunt activi. Ia, hai să vedem cine este activ pe Insta. Uite aici în secțiunea mesaje. Ia, uite, mesaje. Bună, ne spune Ion, Alina, Ștefania. Uite și ne-a a și sunat. Hai să vedem. Ia să vedem dacă ne răspunde. Ia să vedem noi cum stă treaba. Sunăm la altcineva pentru că Alina Ștefania nu a vrut să răspundă. Cine să mai sunăm? Cătălina. E Cătălina Mălina? Da, uite, okay. E activă. Cătălina Mălina. Hai să o sunăm pe ea. Și este și activă. Ia să vedem. Este activă, da. Hei, uite, ținem așa. Uite așa, de ce să ai emoții? Doar ai mai vorbit cu ea, ai vorbit și pe vocal cu ea, nu? Nu știu. Mama, ce facem? Rămânem aici? În Roman? Eu nu vreau să rămân în Roman. Nu vrei la Roman? Nu. Deci mama ies, nu vrea la Roman. Da, vrea la Jumbo. Dar nu răspunde.
Și se pare că, hopa, a răspuns. Salut! 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 Ce faci? Știi de ce te-am sunat? Da. De ce te-am sunat? Nu știu. Păi ai zis că știi. Ai emoții, așa ai? Da. Da. Noi suntem acum în Roman. Și Erica vrea neapărat să meargă la Jumbo, doar că nu avem Jumbo în Roman și suntem la curtea unui dedeman acum. Jumbo avem ori la Suceava, ori la Bacău. Și Bacău este în dreapta, Suceava este în stânga. Încotro să apucăm acum? În dreapta. Deci la Bacău. Deci la Bacău, cum ar veni. Mulțumim frumos! Gata! Mulțumim. Să știi că o să plecăm la Bacău din cauza ta. Vrei să saluți tu aici un pic, să faci cu mâna? Salut! Salut! Ei, nu ți-am văzut mâna, dar nu contează. Uite acum se vede, da? Gata, s-a văzut mâna. Mulțumim frumos, gata! Te îmbrățișăm și îți mulțumim frumos! Pa, pa! 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 Pa. Deci, Mălina ne-a îndrumat către dreapta, adică către Bacău! Doamne! Să mergem la Bacău! Gata! Hai la Bacău! Eu mă bucur că mergem în Bacău, pentru că nu am fost niciodată la Jumbo în Bacău. Poate este puțin diferit. Și în plus de asta, cine știe, poate mergem să o vizităm și pe Mara Ștefania! Ce spuneți, copilași? Da! Dar înainte de a pleca la Bacău, am oprit puțin în Roman să mâncăm. Pentru că... Eu vreau la KFC. Pentru că lui Odine este foame. Și Erica. Și vreau la KFC. Hai, încalță-te. Să mergem înăuntru să mâncăm. Am oprit aici la centrul ăsta comercial, unde e Carrefour-ul. Am luat masa și acum ne vedem de drum. Încotroierim? La Jumbo. Unde? Jumbo. La Bacău. Să mergem la Bacău, gata. Mama mea, m-am amintit de ce nu-mi place la Jumbo. Pentru că e muzica prea tare în Jumbo de asta și nu te poți înțelege de aia. Sau nu poți să filmezi. Sau așa, da. Deci intrăm la Jumbo. Hai. Putem la figurine din ăla mari de pentru. Nu știu, vedem acum, intrăm înăuntru și vedem ce luăm, dar un căruț nu luăm? Uite, mai degrabă așa ceva, o căciuliță. Pinguinul! Merry Christmas! Cine e ăsta? Moș Nicolae. Moș Nicolae sau Moș Crăciun? Scrieți în comentarii. Cine credeți că este ăsta? Eu cred că este Moș Crăciun. Până la urmă, a fost o idee bună să cerem părerea bunarților ca să ne aducă la Jumbo. Mami, poți aleg ăsta? Suntem la festa asta de Lego, mama? Ha? Suntem la birotică, deci e ceva de birotică, ce e aici? Nu te-ai lăsat, păcălită? Sunt piese de Lego, nu vezi? Piese de Lego, mama, dacă îți spun. Uite, cum nu? Uite! Aha! Dacă tot nu avem zăpadă, hai să luăm niște... Zăpadă decorativă! Ia uite, uite așa. A, dar uite că este de săcut aici. Așa arată, e ca un fel de vată asta. Și da, da, deci hai să luăm, uite, una, două, trei, cred că pe toate. Că nu prea mai sunt pe aici decât. Da, am mai găsit un model de beteală, băi, dar asta parcă se aprinde, așa se vede, uitați-o la Odin în brațe. Vedeți? Parcă zici că are luminițe în ea, așa se vede. Ce interesantă e și asta. Uitați cât e multă e aici. Cât e de multă. Ia uite, mama. Ce e asta? A, ce părere ai? Laser. Proiectăm pe terasă. Da, uite acolo. Ce proiectează? Ce zici? Am găsit o cană îmbrăcată. Ia uitați cum arată. În caz că vă puneți aici lapte sau ceai și e fierbinte, ca să nu vă strigeți la mână, aveți hăinuța asta pentru cană, vedeți? Uite așa. Și ții așa cu mâna și... Hai să-mi luăm! Uite așa. Ce bun e. Foarte faină. Vrei? Trebuie să vă arăt neapărat ceva. Ia uitați. Ia uitați ce am găsit noi aici. Ce interesante. Pahare Rainbow. Ma,
Zi, mama, dacă nu-s faine. Serios acum. Tu două? Și ce a rămas cu cana aia în mână? Nu pot rămas. Ui, și pe asta? Dar normal cu ea, ți-am spus că nu caut așa ceva. Super. Deci și încă unul. Gata, hai. Am ajuns cu toate întregi la casă. Da, tati. Da, hai că nu am spart nimic. Am reușit să nu spargem. Și am terminat cumpărăturile la Jumbo. Unde mergem? Mergem acasă? Sau mergem să le facem o surpriză fetelor? Cum adică? Căror fete? Mergem să facem o surpriză lui? Fetele nici măcar nu știu că vrem să le vizităm. Dar în plus de asta, nici noi nu știm dacă le găsim acasă. Așa că mergem la ghici. Nu vrem să le sunăm, să le spunem că avem de gând să le vizităm. Va fi o vizită foarte scurtă. E aici, Codrin, e aici, mama. Va fi o vizită foarte scurtă, că e păcat dacă toți suntem în Bacău să nu vizităm și pe Mara, nu? Și familia ei. Păi da, ar fi culmea să venim aici și să nu trecem pe la ei. Așa că asta urmează să facem. Să încărcăm bagajele în mașină și să mergem fuga, fuguța. Pentru că deja este foarte târziu. E aproape 7 ceasul, 7 seara, da? Și noi abia am ieșit de la Jumbo. Mamă ce zi! Mamă ce abia aștept să le văd reacția! Și să nu uităm pe cei doi indivizi simpaticii noștri de Crăciun. Moș Crăciun și renul său, Rudolf. O fi oare ăsta Rudolf? Scrieți-ne mesaje dacă voi sunteți de părere că el este Rudolf. Da! Uite, dacă stau în picioare. Picioare. Și când ieșim din geamul, dar nu se vede că avem geamul fumurii. Ba da, se vede! Moș Crăciun, papa! Ce fain se vede! Am ajuns în Măgura. Și pentru că este noapte, nu mai amintesc exact care este traseul. Așa că mi-am amintit ce trebuie să fac. Intru în Google Photos, caut pozele de la ziua Brianei, când am fost în vară, iar la detalii găsesc harta, așa că mă voi ghida după hartă. Am ajuns la destinație, deci cum facem să intrăm? Să iau cheia. Să ne îmbrăcăm. Da, îmbrăcare și să coborăm. Latră și câini aici în zona, sunt câțiva câini pe stradă, dar nu au treabă cu noi. Băi, puște aici și lasă-mă în pace. De ajuns am ajuns, dar hai să vedem cum intrăm în curte. Ia să vedem poarta. E deschisă! Repede, repede, repede! Am reușit de-am intrat. Uitați-l pe negruț acolo. Negruț. Ia, mami, ține asta. Ține asta. Haideți să vedem ce fac. Primiți cu colinda! Primiți cu colinda! Am prins! Salut! Dar cine, Mara? Ce, Maria? Ne-am întâlnit și cu familia ta. Hei! Nicolas? You are Nicolas? Yeah! El e Nicolas, nu? Da. Și aici este mama familiei Valentin, mama mare, tata mare, salut! Iar noi am nimerit fix la ziua lui Andreas din familia Valentin. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Andreas să trăiască, Andreas să trăiască, la mulți ani. Ce se întâmplă aici, Mara? Să nu te filmezi, de ce? Dar îmi place foarte mult cum cânti, Mara. Bravo, Mara! Bravo! Fetele s-au închis în cameră și auziți de ce cântă. Nu cred așa ceva! Uite-le ce fac! Nu-ți dau drumul!
Plecăm acasă! Că data viitoare rămânem, da? Așa, ala e. Să știi că avem dovadă. Promisiune solemnă. Uite, bag și eu. Mă bag și eu în promisiunea voastră, da? Veniți de ziua mea și stați până de revelion și dormiți. Și gata, am promis. Ah, din nou cu dinăuntru, cu dinăuntru. Că este frig, nu mai sta. Gata, am. Ia uitați un pic ce frumos ne-au surprins ei de data aceasta. Uitați-vă un pic ce frumos au decorat curtea. Vezi, mami? Ia uite, și copacul. Dar noi n-avem copaci acasă, asta e problema. Noi n-avem copaci ca să decorăm. Și încheiem vlogul cu o urare pentru tot românul. Și cam asta a fost vizita noastră la Mara Ștefania. Vouă, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și, bineînțeles, să vă abonați. Pa, pa! Odine, poftă mare, tati! Și, apropo, încă o dată, la mulți ani, românule! Oriunde te-ai afla și de unde ne urmărești, bineînțeles,